Actually, we'll have the chance to meet again with Steve and Todd in a couple of minutes after the break. But before the break, we'll spend for a couple of minutes on more or less to the similar topic. And let me please switch back to Romanian, pentru că următorul nostru invitat este un prodecan la Universitatea din București și ne va explica puțin sau ne va ajuta să înțelegem împreună care este conexiunea între integritate, succes, onestitate și de fapt cum aceste lucruri ne pot ajuta în carierele noastre. Așa că o să vă rog să o primim pe scenă pe Alexandrina Deaconu, care este prodecan la Facultatea de Business Administration. Bine ai venit și aplauze, vă rog, pentru Alexandrina Deaconu. Merge microfonul. Bine v-am găsit și vă mulțumesc că faceți parte din acest eveniment și ocazionați o discuție pe o astfel de temă provocatoare, indiferent pe ce parte a sălii te-ai afla, în față sau în sală. Vă mărturisesc că sunt multe momente în care mă gândesc că schimbarea de locuri este oricând posibilă, pentru că vorbim despre teme în care sau pentru care nimeni nu are răspunsuri absolute, ci suntem meniți să căutăm împreună, eu știu, o cale care să ne facă să construim o lume mai bună, o lume în care prevăd că voi veți avea un rol extrem de important și ne-am bucurat dacă ceea ce se întâmplă astăzi aici sau ceea ce se întâmplă dincolo de acești pereți, în locurile în care voi vă desfășurați activitatea, vă pune pe gânduri și vă ajută să vă alegeți direcția cea mai potrivită și cea mai adecvată pentru momentele care vin. Așa cum a reieșit din prezentare, sunt profesor într-o universitate cu peste 100 de ani vechime pe zona economică, pe zona de business. Era interesant să auzi, vorbind despre leadership, un reprezentant al lumii de afaceri. Poate că pare mai puțin tentant să asculți un profesor, mai ales că în ultima vreme mi se strânge sufletul pentru că imaginea universității se mai umbrește puțin și apare să nu fie de fiecare dată aptă să ofere răspunsuri, să ofere soluții, să ofere un cadru adecvat pentru ceea ce voi vreți la un moment dat. Dați-mi voie însă să vă spun că toate părțile sunt prefaceri și universitatea, cel puțin cea din care vin eu, se schimbă din răsputeri încercând să găsească o formulă adecvată vremurilor, că momentul în care ne baricadam în spatele pereților și consideram că ceea ce știm noi din tradiție să facem este unica modalitate, astăzi nu mai este singurul nostru obiectiv, că ne întâlnim adesea cu reprezentanții lumii de business, că încercăm împreună să găsim soluții și faptul că, cel puțin în facultatea din care vin eu acum, și fac o paranteză, nu pentru că am fi minunați, dar pentru că e și o conjunctură economică foarte bună, închid paranteza, deci facultatea din care vin eu are un procent de inserție pe piața muncii foarte bun. Deci companiile vor să vină în contact cu oameni tineri, cu oameni cu potențial, care sunt apți să se plieze foarte bine în mediul de business al marilor corporații și ne bucurăm pentru asta și căutăm împreună soluții, încercăm să îi ajutăm pe studenții noștri să devină salariați potriviți în astfel de companii mâine. Tema pe care mi-am ales-o eu este legată de, să spun, umbrela mare a evenimentului. Încercăm să vorbim despre valori, valori legate de o carieră, o carieră de succes. Și dacă am pus acolo accentul sau culoarea pe succes, este că probabil ori de câte ori scrii succes, îți tremură mâna. Și te gândesc ce semnificație are succesul pentru fiecare dintre cei care punem în discuție această noțiune. Aproape că ți-e teamă că uneori succesul în jurul nostru a devenit facil, arde ca o lumânare după care dispare și atunci în mod automat
poate că ar trebui să evităm astfel de cuvinte. Am încercat să găsesc un punct de sprijin, să găsesc o alternativă și mi s-a părut că a pune în balanță ideea de succes cu ideea de valoare ar putea poate să ne pună pe o pistă bună. Nu succesul facil, nu succesul de modă este ceea ce ne dorim sau ceea ce ne va ajuta. Este vorba de consolidarea valorii noastre, o valoare care trebuie să aibă rădăcini și pe care să avem curajul să o cultivăm sau să o creștem într-o perioadă mai lungă de timp, pentru că nu apare instantaneu. A vorbit despre valori astăzi este foarte periculos. N-am găsit o poză mai bună. De altfel o să constatați că prezentarea mea e bazată pe poze. Am avut dimineață destul de multe activități și m-am sprijinit pe vorbe, așa că am simțit nevoia la întâlnirea cu voi să fac apel la imagini. Cineva spunea, n-am găsit o poză potrivită, că România sângerează în momentul de față. Că se confruntă cu evenimente importante și nu vorbesc de evenimente de prefacere economică sau socială. Am trecut noi și prin astfel de momente. Dar e vorba de un moment de răscruce, de punere de întrebări în legătură cu valorile, în legătură cu cine suntem, cât de relaxat poți să fii atunci când vorbești despre originea ta sau de ce, de exemplu. Poate că ne e mai greu să ne manifestăm cu deschidere și cu încredere în orice circumstanță ca și români. Trebuie să vă mărturisesc că uneori sunt invidioasă și văd reprezentant ai unor nații care nu sunt neapărat perfecți în toate contextele, dar care au acolo un sâmbure de mândrie națională, de plăcere de a se lega de obiceiurile, de cutumele, de tradițiile, de străbunilor, foarte mare. Și atunci mă întreb dacă faptul că noi ne lepădăm repede, că suntem total nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, este o chestiune care ne va ajuta mai târziu. Am reținut o regulă din ceea ce s-a spus ceva mai devreme, că ar trebui să alocăm mai mult timp pentru a ne dezvolta pe noi decât pentru a-i critica pe ceilalți. Se poate să fim într-o etapă în care critica altora pare mult mai la îndemână. Și realmente să știți că e mult mai ușor să fii observator, să fii evaluator, să vezi ce nu merge. E mult mai greu să treci în arenă, să faci lucruri și să faci față criticilor altora. Este o perioadă importantă. Nu judec necesitatea, poate că s-a ajuns aici, cum să spun, aproape firesc. Întrebarea e ce va urma, că orice foc se stinge cu ajutorul unor pompieri, dispar resursele. Și atunci, în mod automat, se pune întrebarea, sau ne punem zeci de întrebări în legătură cu aceasta. Ne întrebăm ce va urma, ne întrebăm ce vom face noi, care va fi rolul, ne întrebăm dacă vom fi pasivi și așteptăm ca cineva să schimbe acest foc sau, dimpotrivă, ar trebui să punem mâna pe o găleată și să intervenim și să preluăm sub control ceea ce urmează. Trebuie să vă mărturisesc că ideea de a aștepta este o iluzie. Nu știu care este soluția prin care ne-am putea regăsi umăr lângă umăr în arenă, făcând fiecare ceva la locul nostru de muncă sau făcând undeva în urbe, în societatea din care facem parte. Cert este că, stimulată de temă, dar și convinsă de experiența mea și de multele întâlniri pe care le-am găsit, probabil că numitorul cuvânt, elementul cheie, nu este legat de competența noastră, de ceea ce cunoaștem, de un tip de cunoștință de la care să pornim și să redefinim lumea. Și orice am face, de fapt, lumea noastră se poate redefini dacă ne așezăm serios și ne aliniem cu valorile noastre. Și una din valorile cheie, n-am putea face o ierarhie neapărat, dar una din valorile acestea cheie e legată de integritate, pentru că ea pare să fie un suport pentru toate celelalte. Aș putea să fiu, să spun, responsabil dacă nu sunt integru?
Probabil că nu. Aș putea să fiu, să spun, demn, fără să fiu integru? Probabil că nu. Și atunci dați-mi voie ca prin integritatea asta să pun oarecum pe un plan prioritar pentru discuția noastră și pentru, mă rog, reflexia noastră de astăzi și de mâine și de după ziua de mâine, să pun accentul pe integritate. Până la urmă, integritatea nu ar trebui să fie o noțiune abstractă. Am putea să ne ducem la cărțile de etică. Trebuie să vă mărturisesc că în programele de studii de la facultatea noastră există o disciplină de etică care încearcă să suplinească toate aceste nevoi de integritate. Noi însă, ceilalți, în alte tipuri de discipline, ne ocupăm de valori tangențial, informând neapărat și nu modelând. Ori mi se pare că a venit vremea să reacționăm ceva mai profund la misiunea explicit formulată pentru o universitate. Pentru că, așa cum spunem în foarte multe rânduri, sau așa cum scriem pe hârtie, suntem o instituție de educare, de învățământ și de cercetare. E, partea asta de educare presupune tocmai contribuția, rolul pe care ar trebui să-l avem ca laborator în care voi, împreună unii cu alții, voi împreună cu reprezentanții ai companiilor care vin către noi, împreună cu profesorii voștri, să puteți să vă consolidați acele valori care să vă călăuzească pentru ce veți avea mai târziu. Spuneam că această integritate nu este abstractă și am putea să luăm fiecare bucățica noastră din ea. Eu mă ocup de cursuri de managementul afacerilor, de managementul schimbării, și nu o să vorbesc niciodată mai bine decât reprezentanții companiilor, dar mărturisesc că obiectul nostru de studiu reprezintă activitatea din companii. Și încercăm să prezentăm companiile și să le vorbim studenților noștri despre companii care prețuiesc valorile, care se bazează pe integritate, care vor pune preț pe așa ceva. Și vă mărturisesc că am participat la o discuție, la un seminar lărgit cu foarte multe companii și discuția n-a fost deloc, să spun, necontroversată. Am încercat să înțelegem ce vor de la noi cu prioritate, astfel încât să putem să răspundem exigențelor, și am tras o concluzie că pe o serie de teme existau diferențe de vederi, unii vroiau mai multă informatică, alții vroiau mai multă statistică, alții vroiau mai multă contabilitate, alții vroiau mai multe limbi străine, totul depinde de domeniul de activitate, dar era un punct comun. Și anume, acel punct comun era vorba de atitudine, de comportament. Deci fiecare dintre companiile care se aflau în jurul acelei mese, și era vorba de o cifră de peste 30, vorbeau despre faptul că așteaptă ca absolventul nostru să aibă un anume profil, o anumită viziune, o anumită putere de a se integra în aceste corporații integre, în aceste corporații care vor armoniza valori sau vor face filtre în care cei cu profil asemănător cu cel al salariaților, al angajaților, să-și poată găsi locul și să poată elabora, evolua. Vorbim despre corporații integre, despre corporații care pun preț pe valori, dar bineînțeles că ne ducem pe partea tehnică și încercăm să disecăm cu lux de amănunte, cu cazuri care vin tocmai din companii, ce înseamnă un manager bun. Dacă ceea ce contează este rezultatul economic, dacă ceea ce contează este faptul că reușesc să creeze o relație de încredere, o relație de angajare a salariaților lor, dacă au viziune în legătură cu pasul 2, pasul 3 sau ceea ce se va întâmpla cu compania peste mulți ani. Vorbim ca să înțelegem și să ne formăm ca manageri buni despre ce înseamnă managerul rău, și există foarte multe exemple și foarte multe cazuri că, cum că astfel de manageri mai există,
că ei sunt departe de a milita și de a face, să spun, de a-și dirija acțiunile în funcție de interesul companiei și uneori se focusează pe ei și au comportamente care nu sunt de natură să stimuleze și să adune alături competențe, motivații deosebite. Și, atenție, vorbim chiar uneori, deși mărturisesc că nu avem destul de multe exemple, despre reprezentanții ai companiilor care nu sunt tocmai integri. Și cred că avem în lumea de business o grămadă de situații în care informațiile sau raportările nu sunt sau nu reflectă ceea ce se întâmplă în companie, în care, să spun, echilibrul sau echitatea nu este la ea acasă în cadrul companiilor, în care vorba nu ajută la comunicare directă și autentică, ci, știți, eu în românește se spune la un moment dat că ți s-a dat cuvântul ca să-ți ascunzi gândul. Ceea ce uneori se trădează și creează neîncredere la nivelul companiilor. Sunt puține cazuri, poate că așa sunt în realitate puține, sau poate că e greu să vorbești despre astfel de exemple atunci când te referi la șefii tăi, atunci când te referi la oameni cu care lucrezi alături. Am vorbit despre curaj, este adevărat, dar e un curaj la limita la care poți să-ți păstrezi locul probabil în companie. Am mai păstrat un slide care ne face să fim uneori realiști și e o întrebare la care eu nu am răspuns. Poate că ar trebui să-l căutăm împreună sau să stăm de vorbă cu cei care au mai multă experiență și să vedem dacă uneori excesul de integritate te-ar putea face să-ți pierzi jobul. Ar fi trist, dar mai asociez o astfel de o afirmație cu o alta care mai funcționează în limba română: adevărul este precum dinamita. Deci, cu alte cuvinte, ideea de a fi integru într-o manieră în care oamenii pot înțelege și văd dimensiunea constructivă, probabil că e o chestiune asupra căreia va trebui să reflectăm și să ne conturăm mai bine convingerile. Deci e un mediu care ne așteaptă, e un mediu care are niște caracteristici și probabil că primul pas pe care ar putea să-l facem noi, fiecare dintre noi, și noi ca și profesori, dar și voi ca viitori angajați, e să facem pasul și să cunoaștem ceea ce vor companiile cu adevărat de la noi. Ele au o politică de comunicare foarte bine pusă la punct. Ne este suficient să parcurgem slide-uri și să găsim lucruri pe care ele le prezintă foarte bine despre ele și vom fi mai pregătiți pentru aceste întâlniri, pentru primele experiențe în cadrul companiilor. Pentru a răspunde însă dezideratului, integritatea nu stă doar la companii. Uneori se supără companiile că trebuie să mai contribuie sau să investească bani mulți în consolidarea unor valori. Le-ar plăcea, poate, să le găsească gata consolidate la oamenii cu care lucrează. Se întâmplă însă să fie deficit de valori și compania să preia responsabilitatea educării propriilor angajați în spiritul valorilor pe care le pune pe prim plan, astfel încât să-și creeze o cultură suport pentru a-și duce la bun sfârșit obiectivele și pentru a-și crea o existență de lungă durată. Integritatea în mediul academic e o temă sensibilă. Da? Multă vreme, ideea de universitate a avut norme foarte bine statuate și probabil era o entitate mai închisă, dincolo de pereții cărora comentariile ieșau mai puțin la iveală. Acum spațiile par să fie mai transparente, locurile să ducă la comunicare mai multă cu mediul și vedem imediat lucruri care se abat
de la normele de etică, de la integritate, de la alte tipuri de valori care contează. Dacă ne supărăm că ies la iveală lucru mai puțin încântătoare despre ce se întâmplă în mediul academic, nu cred că putem să schimbăm realitatea. Important este să le cunoaștem, să le înțelegem cauzele și rând pe rând să încercăm să le diminuăm impactul negativ. Bineînțeles că atunci când o nouă generație intră într-o universitate, poate că n-ați știut, vă spun eu acum, dincolo de speranța voastră, de dorința voastră de a face din etapa asta de universitate o experiență unică, și profesorii așteaptă cu interes o nouă generație. Și vă mai spun că de fiecare dată, de la un an la altul, generațiile au putut să fie schimbate, au putut să aibă caracteristici care le-au individualizat, care le-au făcut, să spun, mai dinamice, mai interesate, mai motivate sau uneori mai rezervate, mai prudente, așteptând poate să se manifeste mai târziu. În principal, ne-am dorit ca cei care intră în cadrul universității să fie oameni care au reflectat îndelung la ce vor face cu viața lor, la ce vor face cu cariera lor și care au decis să-și aleagă un program atunci când s-au identificat cu el, atunci când au fost siguri că le place, că sunt dispuși să facă un efort pentru asta, că vor investi într-o profesie pe care o iubesc, într-o profesie care le va da satisfacție. E, realitatea arată că probabil la 19 ani nu este așa de sigur că ești clarificat și mai cred de asemenea că toată schimbarea asta care se produce în jurul nostru este o schimbare care nu grăbește clarificarea, ci pune din ce în ce mai multe întrebări. De asemenea, consider că nu este grav să te convingi pe parcurs. Modul de structurare al activității universitare astăzi presupune un program de 3 ani de licență, după care îți este relativ ușor să faci switch-ul pe un alt tip de program care se apropie mai mult cu ceea ce ai descoperit că îți place, care răspunde mai bine tipurilor de așteptări de pe piața muncii. În cadrul universității noastre este posibil așa ceva. Adică sunt oameni care fac studii economice și la un moment dat decid să-și completeze pregătirea cu altceva și sunt mai ales, vă mărturisesc, o grămadă de persoane care vin în programe de master după ce anterior au făcut alte tipuri de pregătire. O pregătire tehnică, o pregătire medicală, o pregătire de universitate. Salutăm de fiecare dată interesul lor și, de fapt, confirmăm într-un fel, prin tipul de programe pe care le oferim, că profesia aceasta de manager într-o companie nu mai este o profesie unidimensională, o profesie care aparține exclusiv unei specializări. Că, practic, există posibilitatea de a performa în astfel de poziții dacă, pe parcursul tău profesional, ai avut un ciclu de formare într-un domeniu care te-a interesat, după care te-ai orientat în zona de management și ți-ai format setul de instrumente fundamentale cu care să pornești la drum. Și după aceea, experimentând, lucrurile merg mai departe și din cei care își doresc și pornesc la drum, unii reușesc. Fac o paranteză. Ne-am dat seama ca și școală sau am exprimat mai târziu faptul că, de fapt, ceea ce ne interesează nu este doar până la poarta școlii când absolventul iese. Suntem cu mult mai interesați ce se întâmplă cu absolventul nostru și mărturisesc că suntem din ce în ce mai interesați să reperăm absolvenții noștri care sunt în companii și să-i apelăm și să-i rugăm să deschidă porțile larg pentru colegii lor
și să-și aducă aminte că și ei au trecut anterior printr-o universitate, cu alte cuvinte, să creăm prin absolvenții noștri punți, relații, parteneriate, în sprijinul celor care vin, celor care urmează, care ar putea găsi o cale mai lesnicioasă, o cale mai bine reglementată către activitatea practică. În orice caz, pornind de la faptul că nimic nu ar trebui făcut împotriva chemării noastre, împotriva dorinței noastre, pornim de la faptul că am agreat sau ne dorim să facem un anumit program. De regulă, timpul pentru școală ar putea fi asociat cu timpul pentru studiu. Și aici am o dilemă. Am o dilemă legată de cât timp ar trebui să stăm, să investim în noi, să spun, să citim și să avem atenția distribuită către ce fac alții și cât de nerăbdători ar trebui să fim să testăm. Vă mărturisesc că în perioade de conjunctură economică bună suntem într-o competiție cu companiile cine ține studentul mai mult în spațiul lui. Pentru că, de fapt, considerăm că timpul acesta al universității poate să-ți dea consistență pentru ca mai târziu să poți adăuga. Știu că suntem imperfecți, dar sunt convinsă că imperfecțiunea noastră se poate completa având în vedere sursele multiple pe care le avem la îndemână astăzi. Mai știu și admit că universitatea nu mai este singurul furnizor de cunoaștere. Că, practic, către voi cunoașterea vine prin 11.000 de canale și că voi sunteți cei care trebuie să pună filtre și care trebuie să deschidă canalul din zona care îi se pare mai consistentă, mai potrivită, mai adecvată. Deci, altfel spus, am mutat responsabilitatea către voi. Nu pot să spun că de tot, încercăm să vă asistăm, dar realmente este evident că față de momentele anterioare aveți mult mai multă responsabilitate în a alege și în a primi din spațiul universitar și din jur ceea ce vă trebuie pentru dezvoltarea voastră personală. Ne-ar plăcea ca de fiecare dată ceea ce se întâmplă în spațiul universitar să fie lin și armonios. Constatăm însă că există aspecte de mai puțină integritate pe care uneori le, să spun, tratăm cu indulgență. Atenție, sunt universități și o să le găsim și probabil și codurile noastre legate de integritatea studentului și a profesorului vor deveni foarte explicite și foarte detaliate pentru că ne vom lovi de niște lucruri care sunt grave și au consecințe. Superficialitatea și, mă rog, deformarea informației sunt elemente, iarăși, pe care le putem întâlni în spațiul universitar. Pe mine mă întreabă oamenii cu care mă întâlnesc, care vin din exteriorul universității, dacă am încredere în generația voastră. Dacă ei, e eterna poveste, ne mai luăm noi pensia. Uneori mă uit la persoana din fața mea și mi se pare că cel mai convingător argument pe care îl pot da, mai ales dacă se pretează și dacă e o persoană care are copii, o întreb dacă are copii și dacă în opinia sa copiii pe care îi are acasă sunt mai buni decât prestația pe care i-au avea în urmă cu 11 ani. Și răspunsul este da, copiii mei sunt mai buni. Și atunci profit de ocazie și spun și studenții noștri sunt mai buni. Faptul că există și cazuri speciale sau, mă rog, persoane care încă nu s-au hotărât ce fac cu viața lor, e o realitate. Dar opinia pe care o am din școala din care vin este că generația pe care o reprezentați voi este o generație cu mult mai aptă decât altele de dinainte de a prelua responsabilitățile societății de mâine.
Și pentru asta cred că o merită încă o rundă de aplauze pentru voi, că sunteți în sală la această oră. Sunteți maiați! Așa să fie! Ok. Nu spuneam de complezență. O spuneam că cred în această idee și de asemenea o spuneam pentru că aș vrea să vă știu mai activ și mai expresiv în ceea ce faceți, pentru că la un moment dat sunteți doar la un pas de momentul în care veți deveni principali actori. Astăzi am auzit o propoziție care probabil mă va pune să reflectez mai multă vreme de acum încolo. Ca să nu reflectez doar eu, vă spun și vouă. În această schimbare care se petrece în jurul nostru, unii ridică ziduri să se protejeze, iar alții construiesc mori de vânt să profite de agitația și vântul schimbării. Întrebarea e, ce facem? Noi constatăm că se produce o schimbare cu foarte multă energie care vine și ne blocăm sau, dimpotrivă, găsim modalitatea prin care energia poate fi valorificată în sprijinul nostru al tuturor. Eu o să vă propun și eu ultima chestiune, direcție pe care vreau să o aduc. De fapt, e o temă la care reflectez și m-am gândit dacă să o propun chiar și studenților spre reflexie. De regulă, când vorbim despre integritate, ne referim la relaționarea cu ceilalți. Dacă noi suntem integri față de alții, dacă ei sunt integri față de noi. Ceea ce aș dori eu însă să vă sugerez este că mai există o abordare, o optică, și anume ideea integrității cu tine însuți. Ideea recunoașterii, ideea, să spun, deschiderii, conștientizării de sine. Pentru că, de fapt, prin această relație și întoarcere către tine, există posibilitatea să găsești și să poți afirma potențialul înalt care să te ajute. Și atenție, nu vreau decât să spun că în toate aceste direcții de întoarcere către noi, de descoperire de sine și de consolidare de sine, există subiecte pe care poate le-am abordat mai puțin până acum. Există însă tipuri de skills-uri care au o valoare extraordinară, excepțională pentru ceea ce ni se poate întâmpla. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem, unde suntem în zona acestor pioni ai cunoașterii de sine și care ar fi principalele acțiuni pe care să le demarăm de mâine ca să fim mai stăpâni pe noi, mai în echilibru cu noi și starea asta se va transpune ulterior în demnitate, în, să spun, tărie de caracter, într-o altă structură umană de care societatea are nevoie. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc mult succes! Mulțumim frumos! A fost Alexandrina Deaconu și profit de ultimul slide care a rămas în fața voastră să vă invit la o pauză de 10 minute în care să ne bucurăm de apă, aer poate, niște cafea și să ne gândim la lucrurile pe care ni le-a propus Alexandrina. Vă mulțumim frumos, vă așteptăm înapoi în aproximativ 10 minute pentru ultima parte și pentru surprizele pregătite pentru voi.